Salutări tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint un produs pentru electricieni. Este vorba de un plește de dezizolat de la Veicon. Haideți să aruncăm o privire. Este un model mai updatat. Este modelul numărul 5 Pro. O să fac și o comparație cu modelul 5 simplu pe care îl folosesc de mult ani și este preferatul meu. Este un clește foarte mic și foarte îndemânos, dar are și el niște limite. Deci, haideți să vedem și specificațiile. Deci, el dezolează de la 0,2 până la 16 mm pătrați. Deci, asta ar fi primul upgrade major. Celălalt model mai vechi avea secțiunea maximă pentru dezizolat până la 6 mm pătrați deci avem cuțitele de la Zolingen, un mai cauciucat haideți să-l și desfacem, să-l și îl comparăm ce mai apare, ia să vedem alte specificații, nu prea cred că mai apare. are tăietorul sus, iar un punct da, deci partea de tăiat conductor se află sus pe partea de sus a cleștelui, celălalt model îl are jos, are și o plăcuță pentru numele nostru să-l trecem frumos, maxim 3 mm cupru aluminiu, deci diametrul este de 3 mm, da, deci cred că și un 10 mm pătrat poate să taie o să vedem acum imediat. Da, cuțite se găsesc piese de schimb, replacement blade set, deci avem cuțitul de rezervă, da, deci interesantă jucărie, haideți să desfacem cutia, deci e o cutie simplă, nu are instrucțiuni, nu are absolut nimic în cutie, Aideți să vedem, acesta este cleștele. Deci foarte asemănător cu modelul vechi. Avem tăietorul sus. Aici apar, vănesc, niște date. Câți milimetri putem da. Secțiune și aici avem cupru aluminiu. Pe foarfec avem 3 mm, blocare de blocare, dacă îl apăsăm în jos, îl putem depozita, este Asemănător cu celălalt, ăsta se ridică în sus. Da, fărcile oricum sunt mai masive. Iar un alt lucru, ce am observat la ăsta, poate dezola până la o lungime de 25 de milimetri față de 12 sau cât are modelul vechi. Haideți să aduc și pe acela încoace. Da, deci acesta este modelul vechi. Aici avem la 12 mm maxim. Deci pentru cleme vago, pentru pini, mai mici merge. Sistem de blocare de asta cred că se trage în spate. Da? Și se blochează la fel. Da, ăsta are tăietorul chiar aici. În poziția deschisă nici nu-l veți trebuie să-l închizi un pic și după aia se face tăierea. Și aici avem maxim, cred că dacă nu mă înșel 2 mm, scrie fi 2. Da, 2 mm. Da. Și asta are cred că cuțite care se pot schimba, dar eu nu l-am schimbat și îl folosesc de destul de mult timp. Haideți să le vedem una lângă alta. Da, deci este o diferență, un pic mai lungă faca, dacă le aliniez, este mai lungă, mai groasă și în grosime se poate vedea o diferență în lungime iar dacă vedem când strângem acest clește și deizolăm, vedem că mânerul se și deplasează în spate. Deci așa obținem bănesc o cursă mai mare. La modelul vechi, pur și simplu mânerul stă pe loc. Dar ăsta e cleștele meu favorit de dezolat. Da, deci diferența așa, foarte mare la mărime este mai grosă, simte ieși un pic mai greu, mânerul este cauciucat pe spate, e mai confortabil, are un feedback mai gălăgios, Bine e și nou, dar îmi place foarte mult tăietorul că în sfârșit l-au mutat deasupra. Același lucru la Knipex. Acest model vi l-am prezentat cred că de anul trecut sau când a apărut și ăsta are tăietorul sus. Eu am avut modelul Multistrip 10 care a avut tăietorul jos, în partea de jos. La modelul Preci Strip 16 l-au mutat sus aici. Și acesta dezizolează până la 16 mm pătrați. Avem aici în schimb și un reglaj al cuțitelor care vi l-am prezentat în videoul acestui clește da. Deci putem regla adâncimea la care să taie cuțitele în funcție de grosimea izolației. La acestea nu există, nici la asta, nici la asta. Da, o să facem o comparație și testăm pe niște conductori. Da, deci diferență foarte mare nu e. Aici se văd mai multe puncte întărite, sunt pivoți din oțel acest model. Nu există. Da. E... nu știu dacă nu, se... nu, cred că se poate lucra sub tensiune. Există o variantă din modelul acesta. Am avut odată pe vremuri unul roșu, tot de la Veicon, dar care nu mai avea nici farfeca pentru tăiat conductor, dar era izolat la 1000 de volți, deci puteai deizola cabluri sub tensiune. Acest model este modelul clasic. Cred că Veicon mai produce și pentru alte companii cu alte branduri pe ele, alte culori, parcă și la Felo este unul sau Haupa. Da, bun. Haideți să începem. Am adus niște bucăți de conductor aici să le testăm. Să începem cu luăm un conductor din acesta subțire, asta cred că e de 0,8 mm, este un, pentru senzorii de fum, este un cablu de incendiu, special începem cu modelul cel mai vechi. Ăsta l-am de vreo 4 ani luat din Horba, cu bo, era 80 de lei. Apropo de preț, asta e mult mai scump, asta e 80 de euro. Mi l-a adus cineva din Germania, deci 400 de lei am dat în cap. Deci atâta mi-a cerut omul. Este 80 de lei. Chiar am verificat și pe site-ul lor oficial. Veicon. Este pe acolo 80, 82 de euro. Omul mi l-a și adus. I-am dat 400 de lei. Deci este mult mai scump. Acesta acum se găsește pe undeva pe la 100-110 lei. Dar na, sunt niște diferențe foarte, destul de mari. Haideți să trecem la treabă. Să încercăm primul conductor de 0,8 mm. Vedeți, dacă reglez cursa maximă, izolația nu cade. Într-un fel e bine, dar ușor cu mâna îl tragem. Putem tăia, dar vedeți aici nu, nu avem o vizibilitate bună. Dar uh, merge foarte bine. La lungim mai mici de dezolare uh, cade automat izolația. Deci merge și, și acum foarte bine. Hai să vedem și modelul acesta. Pro 5. Da. Acesta are tăietorul ăsta. Cred că se mișcă invers. Cuțitul stă pe loc și avem uh, nicovala care se îndreaptă. Deci una o parte taie. Deci nu este foarfecă. Gen Knipex. La Knipex avem uh, acțiune de foarfecă. Deci dacă băgăm cablul să taie ca o foarfecă. Deci aici lamele trec una peste alta, aici nu. Aici avem cuțitul, dar taie foarte bine. Haideți să vedem și la o secțiune asta mică cum se comportă. Deci excelent. Ia să încerc un pic mai lung. Da, deci uitați și la lungimea asta scoate izolația, deci este mult, mult mai bună varianta asta. Da. Deci acesta are, am zis, lungimea până la 25 de dublu. Deci asta are 12 mm reglajul maxim și asta are 25 de mm. Deci vorbim de un salt destul de mare. Da. Chiar îmi place și are un feedback și o acțiune foarte bună. Hai să încerc și cu precis stripul. Luăm capătul acesta. Vedeți și acesta lasă izolația pe cablu ori hai să vedem mai încercăm o dată la o lungime așa la ochi la 10 mm așa 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 când, când și cum ia să mai încercăm una deci facem aici o mizerie o problemă, uitați acum a rămas izolația pe fir deci când și cum dar mai am oricum conductor din asta să văd cu modelul acesta nou dacă e consistent acțiunea. Da, deci asta chiar, chiar, merge, pot să zic că dezolează mai bine decât cel de la Knipex. Deci chiar îmi place mai mult cum trage izolația. Deci mânerul cum se deplasează cu tot mecanismul. Deci foarte ergonomic mânerul ăsta pistol. Deci chiar îmi place mai mult decât, pot să zic că mai mult decât Knipex-ul. Și acest model costă tot 400-500 acolo între. Dar văd că Veicon și nici asta nu l am de multe anul trecut cred că a fost lansat pe piață și de atunci l am. Dar funcționează și asta bine. Vedeți, acum a zburat izolația. Depinde cum, cum îl prinde. Aceasta are niște lame parabolice. Mai se La Veicon, în schimb, avem niște lame în V și bănuiesc că acesta deizolează mult mai bine cuprinde izolația mult mai bine și partea de jos este tot la fel deci avem cuțitele acestea în V și cred că acest lucru contribuie la o dezolare mult mai bună până și modelul acesta mic dezolează destul de consistent, dar acesta nu are cursa necesară în timp cel de la Knipex are și asta, mi se pare, la adâncimea maximă 20 de mm. ca funcționează și la asta excelent. Da, uita, acum merge. Ia să mai încercăm o dată. Bari cred că și reglajul cuțitului contează. Haideți să mai încercăm o dată. Da, deci pe total merge și acesta destul de ok. Bun. Când Da. Bun. Dar până acum îmi place foarte mult modelul nou. Haideți să trecem la niște conductori mai groși, să mai curățăm locul. Haideți să vedem unul de... acesta avem. Ia să vedem și un conductor masiv. Asta este de 4 mm pătrați. Cupru masiv. Haideți să începem cu primul Veicon, numărul 5, simplu, modelul mai vechi. Haideți să vedem de 4 mm. 6 este limita maximă la acest model. Da, deci face treabă tăietorul. Haideți să vedem și tăietorul. Oare taie? Conductorul e, se simte un pic de efort. Dar chestia este că e ascuns așa, intră înăuntru și nu-mi place lucrul asta așa mult. Acesta e singurul dezavantaj. Dacă l avea sus, era bun și ăsta. Aici trebuie să l mai întorci într-o parte. Trebuie să-l și apeși un pic. Ceea ce la modelul acesta nu e cazul. Cred că și la asta. Dacă apeși un pic, se deschide mai mult. Dar oricum mai o vizibilitate excelentă. Deci da, taie și ăsta bine. Acesta se simte la primul model mai mică trebuie un pic de efort, începe să cam scârție, se simte în mâner că la firul masiv. Vedeți acesta are mânerul asamblat cu un mic șurubel din două bucăți. Deci imediat se simte parcă nu e ce trebuie. La modelul acesta este turnat dintr-o bucată, bine are întăritură, e gol înăuntru dar este dintr-o bucată, deci nu este din două bucăți este destul de ranforsată. Ăsta bănesc că înăuntru e gol. E prins două, două laterale prinse cu un șurub. Nu văd nicăieri acei pivoți cum se văd la modelul acesta cu pinii ăștia din oțel. Deci oricum este mult mai masivă, deci trebuie să facă față la 16 mm pătrați de la 6. Deci e diferență de 10 mm pătrați. Dar am, am mers bine la conductorul de 4 mm îl dezolează masiv ia să încercăm celălalt să-l tăiem la asta am observat acum când am tăiat că uitați dacă apăs nu cade bucata asta de acolo numai când dăm drumul la clește deci este o funcție bună nu sare bucata de conductor prin tablou deci orice tăietură nu zboară la Knipex, cred că zboară, hai să vedem și la Knipex, o tăietură, ba, uite și asta menține, nu cade și dacă îl răsucesc, nu cade, dacă dau drumul, bun, la modelul ăsta vechi, la asta sare, da? Deci hai să vedem cum dezolăm acest cablu de 4 mm, conductor, scuzați extraordinar de ușor merge, deci îmi place foarte mult cred că merge mai bine decât modelul de la Knipex. Deci îmi place foarte mult cum merge. Deja e scurt, mi-a tras și conductorul din izolație. La un moment dat, deja e scurt conductorul cel țin în mână. Da, uitați, merge excelent de ușor. Bun. Haideți să trecem să vedem și cu knipex ul nici nu știu, nu i-am făcut probă. Haideți să încerc și modelul preci strip. Acesta este, merge mai brusc, smulge mai brusc, farfeca să merge excepțional la modelul ăsta. Vedeți acum a sărit bucata aia. Deci, când și cum, nu e chiar consistent. Ia să vedem, cred că am reglat cuțitul prea adânc și de a smulge așa. Da? Deci, nu l dăm, dăm la 10-12 mm. Da. Deci face frumos, izolația iese foarte bine. Nu, a, nu avem, uh, nu intră în contact cu conductorul, nici nicio zgârietură, nimic nu se vede. Da? O să dăm o lungime mai mare. Da, merge. Excelent. Să vedem de aproape, dar nu cred că a atins. Nu se vede izolația dreaptă. Nu lasă urme. Detaliat. Ăsta taie foarte ușor. Nu cade bucata, nu cade de acolo. Deci, și dacă îl țin într-o parte, nu cade. Îl răstor când îi dai drumul se eliberează. cred că e foarte bună funcția asta, deci avem controlul. După ce am dezolat, după ce am tăiat, putem menține cleștele închis și undeva dăm drumul și pică bucata asta de conductor. Ia să vedem. deci excelent, foarte mulțumit. Acesta cred că are un pic taie mai în diagonală față de Knipex, care lamele un pic înclinate după câte se poate vedea, este înclinat. La Knipex lamele stau drept. Deci avem lamele drepte, de a izolația este mai dreaptă, aici e un pic înclinată. Cred că și la modelul ăsta este înclinat, avem același sistem, lamele un pic înclinate spre înapoi. Tăietorul, v-am zis, ăsta dar de dezolat încă dezizolează și acest model foarte bine. Bun, hai să mergem la un model la o mărime mai mare. Ăsta este de 10 mm pătrați, flexibil. Începem 10, ia să vedem. Deja nu prea intră în cuțite la acesta. Deci se vede, nu prea intră între fălci. Și cred că o să meargă și un pic mai greu. Da, deci se simte un efort depus, este mai mare un pic. L-a tăiat, da, nu prea intră, deci vedeți, nu, nu încape bine în cuții, deci ne aflăm la, pe undeva pe la limita lui. Dar reușește, dar trebuie să apeși foarte tare pe conductor. Și la mână când strâng deja simt că parcă se flexează un pic plasticul dar uitați că reușește. Bun. Ia să vedem modelul 5 Pro. Deci e diferență. Hai să vedem. Deci se simte diferența. La modelul ăsta și dacă pun mai lung. Ia să vedem. Da, deci iese perfect, izolație dreaptă, nu a ieșit niciun firicel, ia să vedem dacă a smuls ceva, nu. Deci merge excelent. Tai, rămâne conductorul. Deci îmi place chestia asta, ia să vedem cu knipexul. Să vedem ce se întâmplă cu domnul Preții Strip. Da, e izolația la fel de dreaptă. Asta lasă niște mici urme. de la fălcile acestea metalice. Sunt așa niște fălci care se și întrepătrund la un moment dat. Care lasă urme, dar nu se taie conductorul, nu pățește nimic. Izolația, deci nu se taie. Haideți să mai fac o dezolare pe conductorul ăsta. Da, deci rămâne acolo un pic de urmă, dar nimic periculos. Izolația este foarte bine tăiată, nu avem probleme la conductor, deci nu e urmă de sălagață, nimic. Bun, deci până acum funcționează toate bine, și acum, ia să vedem, am niște conductor. Acesta este de 16 mm, dar nu este lizat, este are. Este multifilar, dar e, sunt conductoarele sunt mai groase. Deci cuprul este format din niște fire individuale mai groase. Este cât de cât flexibil, dar nu e... Da. Hai să vedem, dar... Să tai un pic capătul ăsta, nu mă mai bac cu cleștele acela mic. Îl tai cu micul meu Knipex Step Cut. Și să vedem dacă putem să-l băgăm aici. Poate o să rup cleștele. Asta e primul model, da? Deci numărul 5 simplu. Dar nu prea cred eu că o să tai izolația lui ăsta. Deci deja... Ba, uite, la, la tăia și pe asta. Da, deci abia mai intră. Ia să mai încerc o dată. Deci cleștele ăsta e fantastic, dar deja suntem la limită. Nu-l nu mai forțesc, am simțit în mână că se flexează foarte tare. Încercăm cu asta. Deci vedeți, aici se potrivește exact, cuțitele sunt și mai mari ăsta, V-ul este mult mai mare, deci intră conductorul, se așează mult mai bine și pe față avem acel ghidaj. Sus, pe partea de sus avem acel ghidaș care ține conductorul, este mult mai mare. Haideți să vedem. Da, foarte ușor merge asta. Deci, da, se simte. Ia da, să vedem tăietorul dacă putem tăia. Deci, asta e limita maximă. Da. Deci, putem observa. Conductor mai mare nu intră. Să vedem dacă îl taie. Deja, și la asta este un pic mai greu. Deci aia 3 mm, acum nu pot să vă spun din cap să fac calculul câți mm pătrați înseamnă aria cercului pi r pătrat. Dar nu stau acum să calculez, dar pe acolo pe la un 10 mm taie bine. Asta de pe mm, se chinuie un pic. să vedem la tăiat knipexul ăsta cum se descurcă precis tripul ăsta parcă bine, acesta are acțiunea asta farfecă genul farfecă care bănuiesc că ne ușurează un pic treaba. Ia să vedem și la asta. Da, deci se simte un pic de efort, dar acesta e cel mai curat. Bine, aici deja aproape că vorbim de un conductor care se apropie foarte tare de un conductor rigid, deci probabil la un cablu, dar flexibil de 16 mm, nu am deci nu pot să vă arăt. Chiar n-am găsit unul mai fin, deci ăsta e tot de 16 și acesta e de 10. Ăsta are lițele mai subțiri, aceasta se apropie deja de duritatea unui, deci cred că are dacă nu fire de 0,75 mm pătrați de cupru masiv, deci sunt destul de groase și mi se pare că e o limitare și la ăsta, dacă tai conductor lițat, poate să tai o secțiune mai mare. Dacă e masiv, merge mai greu. Oricum, te poți descurca cu el. Deci el taie, vedeți, nici nu se aude nimic. Bucata tăiată rămâne acolo. Eliberăm și a căzut. Dar dezolarea funcționează foarte bine, foarte ușor. Se simte un pic, nu? după fiecare cază, are și izolația groasă dar se comportă foarte bine modelul acesta. Sunt mulțumit. Deci mă declar mulțumit de modelul acesta. Ia să fac și o comparație cu precistripul. Deci la mărime, lungime, dacă le comparăm, ia să le punem pe masă. Facem un pic de loc. Așa. Deci dacă le punem spate în spate, Așa, mai sus să se vadă. Deci diferență față de prea mare la lungime nu este. Da, deci de la că le comparăm, le pun unul peste altul. Da, mânerul cu totul încă s-ar putea să fie mai lungă, asta de la Vicon. Asta pare că e mai lungă, dar nu este. Este drept, dreaptă, deci de aia mi se pare lungă, un mâner este mai lung. Da, deși asta funcționează bine, dar chiar am fost curios de modelul ăsta. Cred că s-a lansat nu de mult. Nu prea l-am văzut în magazine. Cred că s-a lansat de curând, dacă nu mă înșel, poate chiar anul ăsta. Dacă știe cineva, poate să-mi spună în comentarii, dacă are mai multe informații. Dar cred că anul ăsta a fost lansat. Fărcile, da, văd. Sunt foarte, foarte țapene și înăuntru, de deci se vede că are plastic plin, jos, partea de jos, iar un plastic plin, toată sania asta care culisează, față de modelul vechi, care este gol, efectiv, vezi prin el, da? Deci ăsta e gol înăuntru, culisează acea mică sanie roșie, avem reglajul la adâncime, care și ăsta un pic se bălângă, bine, l-am și folosit pe asta ăsta destul de mult, da, de asta reglajul este mult mai mic și este pe partea de jos. Deci, dacă uite asta, diferența asta n-am văzut, asta la are sus, pe faca de sus, acolo sunt și gradațiile, asta la are jos, asemănător cu cel de la Knipex, avem gradațiile jos și avem și reglajul pe faca de jos. Mi se pare că la asta cuțitele sunt reversibile, odată l-am montat invers și funcționa. Deci este mult mai masivă jucăria asta. Îmi place, deci chiar îmi place. Pot să spun că parcă, parcă se simte mai bine la mână decât și modelul acesta, care este destul de lăudat. Lumea zice că este un clește de dizolat foarte bun. Eu îi cred. Da, sunt mulțumit de el. Merge și la cabluri subțiri destul de bine, la conductorii ăștia mai mici, da. Deci merge brici. Și asta, la fel. Da. Deci partea asta cu cuțitul sus aici, deci este ideală treaba asta. Da. Nu îl turtește, deci vedeți când eliberăm, da, să facem un slow motion, deci când ușor de izolăm, el trage izolația și la capăt se deschide. Când eliberăm, dar niciun fir nu se, nu se îndoaie, nu se strică. Ia să vedem chestia asta și cred că și modelul acesta funcționează la fel. Trage izolația și când eliberăm mânerul, ia să vedem dacă am turtitizul. Uh, lițele, nu. Deci este foarte bine. Și la Knipex cred că e la fel. ne să vedem. Facem un slow motion. Da, se deschide la capăt. La se deschide. Și când îi dăm drumul, se duce înapoi. Deci nu se închide tot. Da, Deci îmi place. Îmi place. Conductor de 10 merge excelent. Da. Bun. Deci, per total sunt foarte mulțumit de cleștele ăsta. De dezizolat. O să îl testez, dar prima impresie este foarte bună. Deci am făcut aici o mizerie. Pe masă nu contează, îmi place. Acum prețul, 400 de lei, lumea zice, domnul la da, Knipex, Knipex. Ăsta e 400 de lei, un Weidmüller, un Stripax, poate fi și mai scump, nu știu. Nu sunt la curent, nu prea, se, prea le-am văzut pe la noi, dar modelele astea de la Veicon, nu știu la ce am citit pe un site, că la nu știu ce concurs sau expoziție a câștigat și un premiu, nu știu, cred că modelul acesta, acest model vechi, model de, de design, nu arată el prea excelent așa, dar a câștigat uh, la o expoziție premii, deci este foarte, foarte bun dezizolatorul. Am văzut pe YouTube alte clipuri cu el, deci a, a făcut față la mai multe încercări, la fire conductor și mai finuți, deci de 0.3, 0.4, 0, 8 mm 05, deci se descurcă foarte bine. Cleștele ăsta și la e, cabluri de telefon, chiar am văzut un video mai vechi și modelul acesta s-a comportat foarte bine. De ăsta sunt mulțumit și ăsta zornă câte ceva în el, dar fiecare are. Da, deci eu pot să, acum nu știu ce să vă spun de preț, se poate ieftini cu timpul, dacă este un model nou, ceea ce bănesc eu nu, nu l-am mai văzut, sau mai este modelul acela 7, numărul 7, Magic, care dezolează și poți să bagi conductorul până în spate, deci poți să dezolezi o lungime mai mare, chiar de 10 cm, dacă are forță cleștele, arată un pic mai diferit, e mai mare decât modelul acesta, mi se pare așa, zicem. Number no. 7 Magic. Ăla este mai ieftin. 200 de lei îl găsiți, poate mai scump, 250. Acesta, la momentul de față, este 86 de euro sau ceva de genul pe site-ul veicon.de. La noi, cred că tot pe acolo, este.